Potrivit noii organigrame aprobate în cadrul Consiliului Raional, secția Cultură Cimișlia se va numi în continuare secția Cultură Tineret și Sport și va avea 4 unități de personal. Decizia consilierilor raionali a trezit însă nedumerire pentru șeful secției Cultură Cimișlia, Ștefan Buză, care s-a întrebat cum va fi subordonat la doi miniștri, ministrului Culturii și ministrului Tineretului și Sportului. Legitim este o altă organizație, trebuie de preferat ștampila, conturi în bancă și alte, și alte lucruri. Pentru a nu trece procedura asta, se propune ca să rămână secția Culturii. Schimbări de denumiri și subordonări au mai survenit și pentru alte subdiviziuni. Ce schimbări s-au făcut în organigrama nouă? Înseamnă că din direcții generale, direcția de învățământ din direcții generale se transformă în direcție, direcția generală de finanță tot se transformă în direcție. Propun ca secția Sistem Social și Protecția Familiilor rămâne ca direcție, secția administrației publică o facem ca secție aparte, secția dezvoltării teritoriale să fie ca direcție, secția economiei să fie ca direcție. Deși unii consilieri raionali au calificat aceste schimbări drept niște interese de grup, organigrama a fost totuși modificată cu 17 voturi pro. Discuții aprinse au fost și asupra altor chestiuni din ordinea de zi, motivându-se că ele nu au fost suficient pregătite de specialiștii aparatului președintelui raionului. Au fost respinse două întrebări în legătură cu cei că nu au fost pregătite până la capăt și am fost nevoiți să le respingem, ca pe viitor să fie pregătite și inclus din nou în ordinea de zi și de la altă ședință să fie precautate. Rămân neîmpăcat, pentru că când nu se primește în regulament, ca de obicei, să aduc argumente. Iată, nu-i bun, punctul cu tare, dar în întregime nu poate să fie așa că regulamentul a fost pregătit de o echipă competentă, o echipă de la Comitetul Executiv, care ar fi fost bine ca acum să discutăm punct de punct, dar nu întregime să-l excludem. La solicitarea consilierilor și a primarilor s-a convenit ca la următoarea ședință a Consiliului Raional să fie invitați toți primarii din raion și să primească la mână proiectele de decizii ale ședinței. Programul de acțiuni pentru implementarea reformei structurale în sistemul de educație a generat discuții controversate între aleșii locali. Comuniștii se întreabă ce se va întâmpla cu profesorii care vor rămâne fără loc de muncă și cum se vor deplasa copiii la studii în alte sate. Noi n-am fost de acord să închidem 17 școli și 700 de copii să meargă pe drumuri în localitate, în altă localitate. Și încă nu a fost clar acolo. Cât alocăm noi pentru deplasări, pentru cine ducă, cum ducă. Și închiderea asta școli, tot de una, trebuie să plătim indemnizație, bani, asta locul de muncă de amâna să fie în sat. Și cel mai principal scop, dacă nu este școală în sat, poate să dispară și satul. În replică, susținătorii proiectului afirmă că în urma reformei, dimpotrivă, au de câștigat doar elevii și profesorii. Cunosc cum să faci procesul educațional în gimnaziile astea, cât într-o clasă să instruiești și clasa a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a și un profesor, difiind el, poate îl găsesc de educație fizică și acela poate numai, are ceva numai tangență. Deci el e dator să pregătească, să dea pregătirea elevilor temă și de fizic și de istorie. Asta e nulă. De ce e așa cot că asta e părerea mea, că în gimnaziilor, școli de circumscripție, sunt profesori, clasa îi completată cu 25-30, să predă lecția, acolo profesorul se gătește cu planul de instruire, cu tot ce trebuie și trece unei lecții corespunde nivelului de instruire, dar nu de a numai primi salariu și a păstra câteva un imobil. Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport, care a elaborat planul de implementare a reformei, susține că acesta a fost prevăzut și cântărit în toate aspectele acestor schimbări în sistemul de învățământ preuniversitar. Am început acest lucru încă de la 1 septembrie
anul 2011, ca la moment, spre sfârșit de an, să reorganizăm 6 instituții de învățământ. Cum am vorbit mai sus, acestea sunt gimnaziile Izvoare, Șarcani, Păhărniceni, Hâjdieni, Cucuruzenii de Sus, Susleni, Gimnaziu. Fiindcă în aceste gimnazii, practic, învață de la 26 la 36 de copii. Și clar, dacă trecem de la 1 ianuarie 2013 la noua formulă de finanțare, că banii urmează copilul, unde, practic, fiecare copil pentru întreținerea lui în școală va primi 6.159 de lei, deci, practic, aceste școlițe mici nu pot să existe. Noi, asemenea școli, avem în jur de 18 instituții. Anul trecut de studii am reorganizat 2 instituții, începând cu 1 septembrie alte 6 și pe viitor și celelalte care au un număr mai mic de copii. Peste 12.000 de elevi își fac studiile în cele 61 instituții de învățământ din raionul Orhei. 15 instituții au fost reorganizate în ultimii 2 ani și au primit statut de centru educațional sau gimnaziu-grădiniță la propunerea administrațiilor publice locale. 2 gimnazii din satele Mana și Butuceni au fost lichidate. Echipa Milsami Orhei a câștigat în premieră trofeul Cupei Moldovei la fotbal. Formația a obținut titlul în fața Rapid Gidigici cu scorul de 5-3. După această victorie, echipa Milsami Orhei va reprezenta Republica Moldova în preliminările Ligii Europa. Potrivit ministrului agriculturii Vasile Bumacov, momentan sunt peste 200.000 de hectare de pământ agricol care nu este lucrat. Bumacov susține că cele mai multe terenuri agricole abandonate aparțin agenților economici străini care cumpără pământul cu scopul de a-l vinde ulterior la un preț mai mare. Companii care au surse financiare mari sau persoane care au bani se folosesc din moment că pământurile noastre sunt foarte ieftine, le cumpără și așteaptă. Iată, poate Republica Moldova va semna acordul de asociere și se va dubla prețul. Dacă noile modificări vor fi aprobate de Parlament, atunci agricultorii care nu prelucrează pământul vor plăti o sancțiune de un impozit mărit de la 200 până la 800 de lei pentru un hectar. Totodată, fermierii sârguincioși care vor consolida și vor prelucra mai multe parcele vor beneficia de anumite privilegii. Vom modifica în așa fel ca producătorii care au consolidat o parcelă și drumul nu afectează mai mult pe nimeni, să fie transferat în proprietatea lor. Că acest drum poate fi lucrat, fiindcă el, eu încă o dată spun, acest drum este teoretic, este pe hârtie, dar de fapt este teren agricol. Noile modificări vor fi propuse spre aprobare până la sfârșitul anului curent. Ce ați fost reținut de poliție? Suspecții au pătruns pe timp de noapte pe teritoriul unei întreprinderi private de unde au sustras 3 vaci, suma pagubei fiind estimată la 30.000 de lei. De unde ați furat vacile? La Fălăștean. De unde? La Fălăștean. Cine e Fălăștean? Baza, nu știu cum se numește. Un om acolo care are o bază. De la un proprietar ați furat, da? Da? Ce ați vrut să faceți cu banii? Am vrut să-mi cumpăr ceva, îmbrăcat, ceva de este. Organizatorul grupului criminal este deținut în penitenciarul numărul 9 Pruncul pentru viol și furt. Ce ați fost reținut de poliție? Pentru că am furat 3 vaci. De unde ați furat 3 vaci? La o fermă din oraș Fălești. La o fermă din oraș Fălești. Împreună cu cine? Cu Alioș. Familia mea. Nu îi cunosc. De unde îl cunoașteți pe Alioșa? Făcut cunoștință pe telefon. Cine v-a făcut cunoștință prin telefon? Un prieten care am stat eu. Unde ați stat? În penitenciar numărul 11. Cine a organizat furtul dat? Eu. Pe cazul dat a fost inițiată o cauză penală. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă amendă de la 6.000 la 20.000 de lei sau închisoare până la 4 ani.
Cetățeanul Boris Zavorotnyi, în vârstă de 34 de ani, împreună cu Serghei Ceban, în vârstă de 36 de ani, ambii originari din satul Maramonov, Craiunul Drochia, au fost atacați și maltratați într-o noapte în stradă de un grup de tineri. Cele mai grave leziuni corporale le-a suportat Boris Zavorotnyi. În timpul transportării spre spitalul raional, acesta a decedat. Potrivit poliției, motivul atacului a fost răzbunarea. Boris Zavorotnyi anterior a avut un conflict cu unul din atacatori. La data de 25 mai 2012, unitatea de gardă comisariatului de poliție Drochia, aproximativ la orele 1, a parvenit un apel telefonic din secția de internare a spitalului Drochia, precum că cetățeanul Zavorotnyi Boris Grigore, anul nașterii 1978, în timpul când era deplasat cu mașina de la ambulanță spre spital într-o acordare ajutorului medical, a decedat. De la început cercetării cazului, persoanele care au comis fapta nu erau identificate, însă datorită profesionalismului și acțiunilor prompte lucrătorilor, Serviciul Poliției Criminale și Ordinei Publice, care au activat în teritoriu a Comisariatului de Poliție Drochia, fiind stabiliți că sunt persoane dintre 16-20 de ani și alte date concrete nu pot fi declarate din cauza intereselor urmăririi penale. Pe cazul dat a fost intentat dosar penal pentru cauzarea leziunilor grave cu soldarea decesului unei persoane. Potrivit poliției, dacă vor fi găsiți vinovați, bănuiții riscă o pedeapsă de până la 15 ani privațiune de libertate. Accidentul a avut loc sâmbătă seara în jurul orei 21. Șoferul unui automobil de model Volkswagen Passat, în vârstă de 27 de ani, nu s-a asigurat la intrarea în intersecție și s-a tamponat cu un motociclist care venea din față. În urma accidentului, motociclistul a fost transportat în stare gravă la spitalul din Drochia, iar acum se află sub supravegherea medicilor din orașul Bălți. Un conducător în vârstă de 27 de ani, deplasându-se prin orașul Drochia, și la intersecția străzii Independenței cu strada Dimitri Cântemir, efectuând virajul la stânga, nu s-a asigurat că din partea dreaptă, din față, vine motocicletă de model Victad, în urma căruia s-a tamponat în automobilul Volkswagen Passat. Agenții de circulație intervin cu rugămintea către toți conducătorii de motociclete să fie mai prudenți la trafic. Secția Poliției Rutiere intervine cu rugămintea către toți motocicliștii să fie mai prudenți, să poarte cascheta de protecție. În caz contrar, vor fi sancționați conform legislației în vigoare. De la începutul anului curent și până în prezent, pe teritoriul raionului Drochia s-au produs 14 accidente rutiere, în urma căror 23 de persoane au suferit diferite leziuni corporale, iar altele 3 au decedat. Potrivit procurorilor, inculpatul își bătea periodic soția. Relațiile dintre cei doi soți erau tensionate deja de multă vreme, deoarece inculpatul nu avea un loc de muncă. Soții locuiau într-un apartament cu 4 odăi din capitală și au acumulat mari datorii la serviciile comunale. Inculpatul își bătea soția și atunci când aceasta refuza să-i ofere bani. În luna mai 2011, după ce și-a bătut soția și a încuiat-o în casă, aceasta a ieșit la balcon să ceară ajutor. Bărbatul însă a chemat medicii și le-a comunicat că soția de fapt este bolnavă psihic și a vrut să se arunce de la etajul 9. În rezultat, femeia a fost internată în spitalul de psihiatrie, unde s-a aflat timp de o săptămână. Procurorii menționează că anterior femeia s-a adresat la poliție, însă bărbatul s-a ales doar cu avertizare. Agenda reuniunii statelor membre CSI cuprinde subiecte privind cooperarea dintre state. O atenție deosebită a fost acordată cooperării în domeniul economic, asigurării securității energetice și alimentare, prin promovarea proiectelor comune în aceste domenii. Tot la Ashgabat, premierul Vlad Filat s-a întâlnit cu omologul său rus, Dmitri Medvedev. Medvedev și-a exprimat disponibilitatea de cooperare și de a construi în continuare relații bilaterale eficiente cu țara noastră. В таком качестве встречаемся первый раз. Надеюсь, что у нас установятся эффективные рабочие и дружеские отношения, что, безусловно, полезно для развития всесторонних, добросердечных, добрососедских отношений между Российской Федерацией и Молдовой. Prim-ministrii au discutat despre liberalizarea accesului pe piața rusă a produselor vinicole din Republica Moldova, astfel încât să fie permisă majorarea exporturilor acestora. De altfel, premierul rus a menționat că în ultima perioadă calitatea produselor vinicole din Republica Moldova s-a îmbunătățit. În această vreme a fost neprostoi, dar одновременно нам удалось установить хорошие отношения во благо стран и наших граждан.
И это предполагает в дальнейшем обязанность как руководителей правительства в данном случае сделать все возможное, чтобы улучшить качество в первых общениях, которые в конечном-то итоге даст новый импульс в наших сотрудничествах в экономической сфере, гуманитарной сфере. Un subiect aparte al discuției a ținut de protecția drepturilor cetățenilor moldoveni ce muncesc în Federația Rusă. În context, s-a menționat că acordul privind migrația forței de muncă este gata pentru semnare. Acordul va asigura drepturile și libertățile muncitorilor migranți din ambele state. În context, premierul moldovean a reiterat solicitarea privind extinderea termenului de ședere fără înregistrare a cetățenilor moldoveni pe teritoriul Federației Rusă. La final, cei doi premieri au optat pentru dezvoltarea în continuare a unei agende pozitive în relațiile bilaterale. O adevărată paradă a talentelor s-a desfășurat la Liceul Teoretic Mihai Eminescu din orașul Cimișlia. Elevii cu rezultate deosebite în cadrul activităților extracurriculare au fost apreciați și admirați de către colegi și profesori. Aceștia și-au manifestat talentul în arta dansului, cântecului și a teatrului. Atunci când spui cuvântul talent, te gândești în toate domeniile, și în matematică, și în limba română, și în științe, dar astăzi s-au demonstrat celelalte talente, talentul de a cânta, talentul de a dansa, talentul de a putea să-ți exprimi gândurile, de a scrie niște versuri, talentul de a făuri ceva cu mâinile și talentul de a putea fi într-adevăr o personalitate. Pentru elevii liceului este o mândrie să participe la această sărbătoare, deoarece este un prilej bun de a-și demonstra talentul. Am participat la parada talentelor cu niște creații proprii și cred că această paradă este foarte binevenită pentru liceul nostru, pentru toți elevii, în primul rând pentru faptul că promovează toate tinerile talente. Am participat cu echipa mea Stick Trucim, care am fost la Cahul. Este un concurs cu legat de regulile rutiere, securitatea traficului. Parada talentelor este foarte binevenită, fiindcă copiii din școală trebuie să cunoască ce se petrece la noi în școală și unde pot să se manifeste, să se arate pe ei ce pot ei. Spectatorii au rămas impresionați de cele văzute. Ei susțin că pe an ce trece apar tot mai multe talente noi. Că sunt foarte impresionat, deoarece nu m-am așteptat, în special de la copiii mici, să aibă așa multe numere artistice, așa de energici, așa de pozitivi și sunt mândru. Toți elevii sunt bravo, s-au manifestat în diferite domenii cu excelență și sperăm că la anul viitor să se manifeste așa și mai departe. Parada talentelor este o tradiție a Liceului Teoretic Mihai Eminescu din orașul Cimișlia, care se desfășoară deja al cincilea an. Cu aplauze au fost întâlniți în careu absolvenții școlii Mihai Viteazul. Aceasta este ultima lor zi de școală. Clasa 12B a pregătit o surpriză școlii. Toți elevii și inclusiv diriginta clasei au purtat rochii albastre de același model. Am vrut să spunem așa, am vrut să ne ținem minte liceul, pentru că clasa a fost într-adevăr o clasă superbă. Au fost niște oameni care foarte rar întâlnește viață. Noi suntem mândri, cu adevărat mândri. Deja doi absolvenți din anul acesta deja sunt înmatriculați în cele mai prestigioase instituții de învățământ din SUA. Deși elevii claselor mai mici sunt cu gândul la vacanțe, absolvenții mai au de trecut și peste examenele de bacalaureat. Unica ce pot să urez acum la toți este succes la examene și ne vedem după data din 19, când e ultimul examen și deja atunci vor fi urările mai departe. Acum cred că cel mai important pentru fiecare este examenul. Și președintele Parlamentului, Marian Lupu, a avut ocazia să-și amintească de anii de școală. Să vă fie într-un ceas bun, drum bun în viață, studii în continuare, să mândrească în continuare părinții cu voi, precum s-au mândrit până acum. Vă mulțumesc foarte mult pentru corpul didactic, că le-ați oferit tuturor acestor tineri copii cunoștințe bune care o să le servească în viață. Iuliana Botezatu este profesoară veterană al liceului. Timp de 58 de ani a urmărit cum vin și pleacă noi și noi generații.
Însă, deși zeci de ani a privit parcă aceeași procedură de rămas bun de la școală, în fiecare an profesoara trăiește emoții tot mai mari. Văzând generațiile mari care termină și au rămas bun cu școală, fără doar și poate undeva un fior te pătrunde. Cândva erai și tu între ei, cândva în fața ta stătea problemele de reușită cât mai bună și cât mai frumoasă. Absolvenții școlii urmează să treacă peste 4 examene de bacalaureat. După ultimul examen, la sfârșitul lunii iunie, vor putea respira mai ușurați, dar nu pentru mult timp, pentru că urmează admiterea în universități și o nouă etapă a vieții. De ziua ușilor deschise, comisariatul de poliție Soroca a fost vizitat de peste 40 de elevi. Excursia a început din curtea comisariatului, unde elevii au avut posibilitatea să facă cunoștință cu diverse tipuri de auto speciale din dotarea poliției. Tot aici au aflat cum polițiștii rutieri depistează încălcările la trafic și cum identifică șoferii în stare de ebrietate. Și dacă o știți, tot excursia a continuat în curtea de plimbări a izolatorului de detenție provizorie, unde au fost informați despre condițiile de detenție. Acțiunea respectivă are ca scop apropierea poliției față de societate, crearea unei imagini pozitive a poliției în societate, de ce s-a ales absolvența instituțiilor de învățământ, de a transmite și colegilor săi mai mici, care sunt acțiunile poliției, care sunt cazurile în care copiii nu ar trebui să se implice, cum sunt de a preveni criminalitatea juvenilă și alte cazuri care creează unele dificultăți în activitatea de zi cu zi a cetățenilor. În curtea comisariatului, elevii au urmărit o situație de atac improvizat la un obiectiv de importanță majoră, efectuat de grupa operativă. Tinerii au avut posibilitatea să vadă și să analizeze de aproape armamentul din dotare a comisariatului. Cei mai curioși au probat unele articole precum vesta antiglonț, scutul, casca sferică de protecție și au ținut în mâini pistolele Makarov. Pentru mine tot a fost nou astăzi. De exemplu, mie mi-a plăcut tot ce a fost, de exemplu, armele, chiar și scutul, chiar și casca și jileta de protecție. A fost super, mi-a plăcut tare. Posibilitatea n-am avut până acum să țin în mână armă. Până azi. Astăzi am văzut prima oară. M-aș gândi pentru viitor că mă duc la Academia de Poliție, să devin și eu poate un polițist în formă, să apuc și-o patria mea. Nu știam iată că sunt toate aparatele de pistare a vitezei în oraș sau pe o stradă, nu știam. Chiar tot utilajul acesta eu nu știam că există. Da, este pentru prima oară când vin la comisariatul de poliție. Îmi fac studiile aici în Soroca, însă niciodată am trecut, însă eu credeam că acest lucru de polițist nu este chiar o muncă așa de grea, însă astăzi am aflat într-adevăr că este o muncă foarte grea. Au fost foarte multe lucruri interesante, mi-a spus despre cum lucrează, cum colaborează, am văzut cât sunt idei rapizi. Dacă se întâmplă ceva în raionul Soroca sau în oraș Soroca și aș vrea să mai fac excursii de așa de gen prin această instituție. Am văzut pentru prima dată arme, am pus mâna pe ele, au avut răbdare, au răspuns la întrebări, ne-au ajutat să înțelegem ce se ocup. În cadrul acțiunilor de astăzi, ziua ușilor deschise, a fost adus la cunoștință absolvenților din raion condițiile de admitere în cadrul Academiei Ștefan cel Mare a Mai, durata studiilor și toate condițiile de matriculare la studii. Activitatea este parte integrantă a planului de activitate Ministerului Afacerilor Interne, privind implementarea conceptului de reformare a acestui minister și urmărește creșterea calitativă a imaginei poliției și sporirea transparenței în activitate.
Copii, tineri, educatori, părinți și oficialități s-au adunat la festivitatea de inaugurare a unui nou bloc în cadrul centrului Casa pentru Toți. Construcția și amenajarea blocului a durat 2 ani. În acest scop, fiind alocate 3.500.000 de lei de către guvern, autoritățile publice locale și donatori. La inaugurarea oficială a luat parte și prim-ministrul Republicii Moldova, Vlad Filat. Cei care vor fi în aceste edificii, care vor fi în această atmosferă, să primească acea căldură și grijă necesară. În mod special aș vrea să mulțumesc părinților care prin dragoste necondiționată, prin sacrificiu pe care îl faceți, demonstrați și arătați tuturor din jur că mai presus decât dragostea față de copii, față de oameni, nu există nimic. Și pentru aceasta eu vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult. Un vis frumos care l-am avut acum mai bine de 2 ani, în urmă a devenit realitate. N-a fost ușor, dar am reușit pentru că n-am fost de unii singuri și am fost ajutați. Acest centru are niște cadre didactice deosebite. Sunt niște oameni extraordinari care încearcă și le reușește să facă viața acestor tineri mai bună. Instituția este frecventată de 63 de copii și tineri cu dizabilități cu vârstă cuprinsă între 0 și 30 de ani, care beneficiază de asistență inclusivă, recuperare fizică și psihologică. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor care nu sunt diferenți de necesitățile care le-au copiii noștri. În primul rând vreau să mulțumesc și să mă închin până la pământ persoanelor care lucrează în acest centru. Mulțumim tuturor persoanelor care au ajutat la deschiderea centrului, care au venit în această zi să fie alături de copiii noștri. Și succes mari, mari, și mulțumim frumos că niciodată nu ne lăsați, nu ne treceți cu vederea. Tot astăzi la Ungheni a avut loc deschiderea blocului central al Spitalului Raional, în incinta căruia se află secțiile de terapie și chirurgie. Acest bloc, care l-am văzut cu câteva luni în urmă, astăzi nu l-am recunoscut după aspectul general și după condițiile create pentru pacienți. De altfel, în acest bloc se vor trata 1200 de pacienți, o secție de 30 și 25 de paturi, unde în saloane sunt doar 2-3 pacienți cu toate comoditățile în salon. Noi avem nevoie de infrastructură adecvată, noi avem nevoie de tehnologii performante, dar în același rând avem nevoie de medici calificați și cei care, prin atitudine în primul rând, vin să presteze servicii de calitate în ocrotirea sănătății pentru cetățenii Republicii Moldova. Acesta este primul bloc al Spitalului Raional Ungheni, care a fost dat în exploatare în 1957. De atunci, blocul nu a mai fost renovat până acum. Vineri, 1 iunie, în scoarul Teatrului de Operă și Balet, UNICEF împreună cu Guvernul Republicii Moldova au invitat copiii și părinții la montarea unui puzzle al fericirii. Este cel mai mare puzzle creat vreodată în Moldova, cu suprafața de 32 de metri pătrați. La eveniment a participat și prim-ministrul Vlad Filat, care a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți cei care se mai simt copii. Eu doresc ca în Republica Moldova ziua copilului să fie în fiecare zi. Iar în data din 1 iunie să putem să ne întâlnim, să vedem ce am făcut pe parcursul anului pentru copiii noștri, care de altfel sunt cei mai buni, cei mai cuminți, cei mai frumoși, cei mai deștepți copii din lume. Spiritul sărbătorii a fost animat de moderator, de către clovn și actori păpușari. Atât micuții cât și părinții au avut posibilitatea să se distreze, să participe la concursuri, să meargă cu trenuțul și să savureze din înghețata oferită gratuit în cadrul petrecerii. Iar cei mai isteți dintre ei s-au ales cu cadouri, cărți și dulciuri. Mi-am place atmosfera de aici, este foarte interesant, culori foarte frumoase și e super. Eu mă numesc Andrei și am venit azi să sărbătoresc ziua copilor și îmi place foarte tare că aici sunt foarte multe jocuri interesante și fără bani.
Oficialii au ținut să sublinieze că ziua de 1 iunie nu înseamnă doar distracție, înghețată și cadouri. Această zi este o oportunitate de a reaminti că toți copiii, la fel ca adulții, au drepturi, cum ar fi dreptul la viață fără discriminare, dreptul la exprimare a opiniei, iar cei maturi trebuie să le asigure dreptul la educație, la joacă și protecție. Mesajul final care o să-l vedeți este completat pentru prima dată. În această zi, cel mai important mesaj este că drepturile copiilor sunt importante în fiecare zi, iar adulții trebuie să aibă responsabilitate să-i respecte, să-i susțină și să-i iubească. Marele puzzle a fost montat atât de copii și părinți, cât și de către oficiali. Aceștia au contribuit cu primele elemente pentru a scoate în evidență mesajul: sunt fericit când ai grijă de mine. Încă peste 3200 de copii din țară vor putea fi transportați la școala de circumscripție cu autobuze școlare noi. Printre beneficiarii de autobuze au fost și trei școli din stânga Nistrului: Râbnița, Bender și Dubăsari. Urmează să continuăm la capitolul asigurare cu drumuri calitative de la o instituție la alta, de la o localitate către instituții în educație. Urmează să continuăm procesul de reabilitare a infrastructurii școlare. Conform concepției de reformă structurală în învățământul din Republica Moldova, apar școlile de circumscripție. Aceste școli există în raza două, cel mult trei localități și sunt situate la o distanță de maximum 15-17 km. Aceste autobuze trebuie să asigure transportarea dintre comunități spre școala de circumscripție. Potrivit ministrului învățământului, apariția școlilor de circumscripție și lichidarea celor ineficiente va contribui la economisirea banilor publici. În acest an, rășcănenii au economisit circa 9 milioane de lei în rezultatul acestor reconfigurări și pentru întâia dată în istoria învățământului din Republica Moldova și-au procurat 7 autobuze. Ei, nu din bugetul de stat, nu prin partenerii de dezvoltare, ei și-au cumpărat aceste 7 autobuze. Autorităților din regiuni le-au fost înmânate documentele necesare și cheile autobuzelor. Beneficiarii spun că aceasta le va ușura problema transportului copiilor la școală. Trebuiau arendate, nu totdeauna se găsea autocar care să corespundă cerințelor, deci era o situație complicată. Deci clar că nu o să ne acopere necesitățile, este trei autocare, dar tot e mai ușor de transportat elevii când ai autocare bine dotate decât atunci când arendezi un careva autocar. Deși autobuzele au fost înmânate la sfârșit de an, unele vehicule nu vor aștepta 1 septembrie ca să transporte copiii. Ele vor fi implicate în transportarea elevilor la tabere și excursii. Spun că e confortabil, e foarte plăcut. Iau așa o bucurie când au văzut că și orice copil când cătăiesc, strag, cu mașina ori cu autobuz transport, asta e prima dispoziție la dânși. Când... Care are mai mulți de 10 primele scaune? Care au mai puțin de 10? În urmă. Merg, dar drumul la noi este rele, ca și. Sunt foarte rele drumurile. E zbune, dacă eu știu. Da, mai avem luna asta, îi ducem la examene, trebuie să transportăm când nu. Examenele fac la Raiua. Pentru procurarea celor 49 de autocare au fost cheltuiți peste 42 de milioane de lei. În total, în cadrul proiectului de reformare structurală a sistemului educațional din țară, au fost procurate 109 autobuze pentru transportarea elevilor din circa 150 de localități. În acest scop, pe parcursul anilor 2010-2012, au fost investite peste 95 de milioane de lei. Copiii programați la medicul de familie au avut parte de surprize. Pe lângă un control, ei au primit dulciuri și baloane. Astăzi la noi în policlinică a fost de asemenea o sărbătoare pentru toți copilașii care au trecut pe la medicii de familie, care au fost în vizită la medicul pediatru. E foarte îmbucurător atunci când copilul îți zâmbește. Picilor le-a plăcut gestul făcut de medici și asistentele medicale și au spus că de acum înainte vor veni cât mai des la policlinică. Am venit azi la policlinică cu mămica, că azi mi-a programat. Astăzi medicul mi-a dat în schimb o bombană și niște baloane. Mie îmi place să vin la policlinică, nu-mi face injecție, numai analize și nu mă doare. Și vreau să vă mulțumesc tuturor că mi-a azi de ziua copil ne-a dat baloane. Să vin
la medic, suntem plan să bubani. De ziua copiilor, mi s-a oferit la copilul meu, Dumitru, un cadou, un balon, niște prăjituri, dar vreau să le mulțumesc medicilor de familie care au grijă de sănătatea copiilor noștri și mai ales la doamna Rodica care mi-a salvat copilul meu. Când era bolnav, că nu fost ea, azi copilul meu nu era în viață. Părinții au fost sfătuiți de medici ca să nu-și lasă odraslele fără supraveghere și să aibă grijă de sănătatea lor. Fac și un apel către toți părinții acum în perioada de vară să nu leșe copiii fără supraveghere, deoarece un gram de profilaxie costă mult mai mult decât a trata oricare maladie. Aș face și un apel către părinți să nu evite să vină la controlul profilactic și la imunizarea copiilor. Cheltuielile pentru darurile oferite micuților au fost suportate de conducerea Centrului Medicilor de Familie. În raionul Soroca sunt circa 19.000 de copii. La pohrebeniul agricultorii, an de an obțin recolte înalte, peste cele 400 de hectare de semănături de toamnă nu a mai plouat acum 2 luni. Producătorii de cereale din localitate nu-și mai amintesc de mult o situație similară. Oamenii spun că nu se mai așteaptă să-și întoarcă cheltuielile, barem să mai obțină și venit. Situația, dacă să vorbim la momentul actual, în legătură cu insuficiența de precipitație, este critică. La grâne de toamnă putem să vorbim așa de o recoltă de un 15-18 centenieri asta. La orză de toamnă, în jur de 2 tone la hectar. În asemenea dificultate sunt agricultorii din majoritatea localităților raionului Orhei. Din 10.639 de hectare de grâu, sunt numai 4.331 de hectare de grâu sunt în stare satisfăcătoare. Restul, 6.300, sunt slabe. Adică 59% sunt grânile sunt slabe. Potențialul biologic de producție, adică a grânilor de astăzi, este în jur la 1,5 tone, unii locuri sunt poate și mai slabe. Din orz de toamnă, care au scăpat după înghețurile de asta, dacă noi am avut 2.227 de hectare de orz de toamnă, au rămas numai 548 de hectare, dintre care în jur la 100 de hectare sunt satisfăcătoare și restul sunt sare slabă. În anul trecut, agricultorii orheieni au recoltat peste 40.000 de tone de grâu și orz. Prognozele pentru anul curent arată că semănăturile vor da în acest an la Orhei doar jumătate de recoltă așteptată, iar în unele localități și mai puțin.